priză, meciul din Ghencea este considerat unul cu risc sporit, așa că forțele de ordine s-au pregătit pentru orice și le-au pregătit și celor două cluburi o surpriză. Petre Nechita este la stadionul din Ghencea. Petre, va avea loc acolo o premieră diseară. Despre ce este vorba? Bună ziua, Luiza. Oficialii celor două cluburi vor avea parte adevărat de o surpriză în această seară în Ghencea. Jandarmii au de gând să-i controleze atent la intrarea în stadion, atât pe fotbaliști, cât și pe oficiali. Se întâmplă asta după ce la un alt meci de aici din Ghencea, fotbaliștii din Amoviști au introdus ilegal în arena.